Sindicatele polițiștilor și personalului contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au sărbătorit Ziua Poliției Române în stradă. Sindicaliștii au protestat în Piața Romană, la Universitate, în Piața Victoriei și în fața sediului MAI. Ei acuză condițiile de lucru precum mașinile și echipamentele vechi sau lipsa lor, dar și înghețarea salariilor și inechitățile între diferite categorii de bugetari. Polițiștii s-au adunat în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne chiar de Ziua Poliției Române. Aceștia au scandat nemulțumirile și au prins fumigene, vrând să se facă auziți. Protestăm față de măsurile de austeritate luate de guvern, pentru că în timp ce domnul Câțu ne spune că nu poate aplica legea salarizării, pentru că nu este o lege bună, dumnealui și cu domnul Bode își primește indemnizația de peste 20.000 de lei, exact pe baza acelei legi, care, culmea, nouă nu mai vrea să ne aplice, dar ei deja beneficiază de efectele ei. În ultimii 5 ani de zile a fost o adevărată catastrofă, pentru că am văzut că au fost ieșiri masive din sistem și nu pentru că au vrut să iasă, ar mai fi rămas în sistem oameni cu experiență, ci din cauza populismului ieftin al oamenilor politici, care de fiecare dată au încercat să exploateze subiectul pensiilor militare, prezentându-le ca fiind pensii speciale. Liderul de sindicat mai spune că protestul se referă și la pregătirea polițiștilor. Faptul că numărul polițiștilor s-a diminuat în ultimii ani a generat o neglijare a pregătirii fizice, tactice și profesionale a acestora. Protestatarii spun că vor continua să iasă în stradă până când revendicările lor vor fi acceptate de guvern.